ziua! Avem o mică modificare la ordinea de zi. Adică ce înseamnă? Avem două puncte pe care trebuie să introducem în ordinea de zi și un punct pe care trebuie să scoatem. Punctul numărul 1 pe care trebuie să punem pe ordinea de zi este privind aprobarea diminuării prețului la verificarea materialelor NOS ce poate fi vândut direct de către Regia Publică Locală OSE Timiș-Făget ERA către persoane fizice ce dețin autorizație de construcție, avizează Comisia 1 și 2. Punctul 2, privind accesarea de către repere OSE Timiș-Făget a submăsurii 1.5.1 plăți pentru angajamente de SIVU Mediu, avizează Comisia numărul 2 și 3. De asemenea, o să scoatem punctul de pe ordinea de zi, punctul privind bugetul ocolului Silvic Timiș-Făget, având în vedere că nu a fost finalizat încă și n-a fost pregătit la momentul actual. Dacă să punem la vot, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. Putem să începem atunci. Trecem la punctul 2 pe ordinea de zi, procesul de procesul. Proiectul de hotărâre din 22.03.2021 privind aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 25.02.2021 și a celei extraordinare din data de 12.03.2021. Dacă sunt discuții. Nu, dacă sunt discuții, ați mai discutat despre... Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc. Începem cu următorul. Proiect de hotărâre din 22.03.2021 privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al persoanei cu handicap pentru anul 2021. Aici este vorba de contractul cu Consiliul Județean cu ajutorul social și de handicap care trebuie să facem în fiecare an. Dacă sunt ceva de adăugat, să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre din 22.03.2021 privind modificarea poziției 1 din inventarul aparținând domeniul public al Comunei Timiș-Făget, județul Bacău. Aici este vorba de modificarea domeniului public, ceea ce înseamnă drumul de la Tărhăuș. A fost că am făcut niște modificări. Inițial era prins într-o zonă până la școală, până unde a fost făcut asfaltarea și trebuie să extindem tronsonul ăla până la primul pod, la Fino, după aia încă un tronson mai sus și trebuie să actualizăm domeniul public al Comunei Timiș-Făget. Despre asta este vorba, dacă cineva... Dacă aveți ceva de adăugat. Ați vrea tronson până unde extinde? Poate fi. Adică a spus unul până la Fino, da? Da, și după aia merge în continuu. Se împarte, da. Până la începerea ăsta, care unde a fost, da. Așa, bun, da. Să spunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Vă mulțumesc. Următorul. Proiectul de hotărâre 22.03.2021 privind modificarea și completarea inventarului aparținând domeniul public al Comunei Timiș-Făget, județul Bacău. Tot aceeași treabă, adică noi acum vrem să facem, să depunem niște proiecte pentru asfaltarea drumurilor
comunale ulițelor. Și atunci trebuia să actualizăm, să intabulăm. Este vorba de Pertki, Aldămaș, Zean, Zeibuho și așa mai departe. Trebuie actualizat, intabulat și atunci cu măsurătorile noi trebuie făcut domeniul public din nou. Despre asta este vorba. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotriva? Cine se abține? Mulțumim. Avem aici hărțile care, dacă sunteți curios, care cum este toate. Următorul. Proiect de hotărâre 22.03.2021. Privind aprobarea achiziții anuale a patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizarea Bacău pentru anul 2021. Aici este vorba că suntem într-o asociație de salubritate pe județul Peraza, județul Bacău. Suntem membri fondatori și suntem membri la asociația respectivă și în fiecare an avem o anumită cotizație. Este vorba de 5.000 de lei anual care în fiecare an trebuie să cotizăm la asociația respectivă. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt, să spunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Următorul. Din păcate. Execuție. Proiectul de hotărâre 22.03.2021 privind aprobarea contului de execuție pe anul 2020 RPR-ul Colul Civic Gimeș-Făget, județul Bacău. Aici puteți să-mi dați un pic să explic ca să înțeleagă și oamenii că este un punct interesant care interesează cetățenii comunei și atunci ar fi indicat să zicem și niște cifre despre care noi am vorbit, comisiile au stat și au verificat și, ca să înțeleagă oamenii despre ce e vorba, că totuși este vorba de averea comune. Pe anul 2020, în total, a avut venituri totale de 2.865.060, adică 28 de miliarde lei vechi, din care cheltuieli totale a avut 2.645.524 și a realizat un venit, da, a realizat un venit net de 219.541 de lei. Asta înseamnă 2.190.000.000 lei vechi, din care după lege 110.000 revine către primăria Gimeș-Făget și 110.000 rămâne pentru Ocol. În mare parte, cheltuielile au rămas la nivelul celuia din anul 2019, dar având în vedere că venitul nu a avut foarte mare realizate, adică n-a avut vânzări, n-a avut activitate, au lucrat cu marcări și așa mai departe, veniturile erau mai scăzute și atunci și profitul este mai scăzut. În ceea ce privește și care vreau să vă prezint, ca să înțeleagă și oamenii, este vorba, ca să înțeleagă toată lumea, de salariile Ocolului Gimeș-Făget. Salariul personalului este de 1.419.025 de lei. Contribuția e 36.576. Consiliul de administrație 162.000. Contract de mandat a șefului de ocol 76.698 de lei. Plus contribuțiile, adică plus contribuțiile care se plătesc la stat. Și ajung undeva în total, cheltuieli cu salariile, ajung aproape de 1.900.000 de lei.
și până în 2.600.000 rămâne întreținerea și restul cheltuielor, adică împădurările, împrejmuirările, activitatea ocolului, programele și așa mai departe. Cam atât. Am vrut să vă prezint ceea ce privește execuția bugetului. Dacă sunt discuții, dacă nu aveți să punem la vot, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. Proiect de hotărâre din 22.03.2021 privind aprobarea listei partizilor accidentale și aprobarea destinației modului de valorificare și a prețului de valorificare a maselor noastre, care va fi recoltată de către Regia Publică Locală Corul Civic Gimeș Făgel în anul 2021. Aici, iarăși, ar trebui să prezentăm, să știe oamenii despre ce e vorba și cam câți metri cubi de lemne o să fie scos în momentul de față la nivelul ocolului civic. Și vorbim aici o listă de partizi care avem pe 2021. O cantitate totală de 7.338.000 de metri cubi. Nevoi locale, ceea ce înseamnă pentru populație și pentru nevoi locale, 7.338. Și în felul următor, la Răchitiș 1.013 metri cubi, Târhăuș 3.102 metri cubi și la Părâu Șanț 3.223 de metri cubi. Ăsta o să fie scos pentru populație și pentru nevoi locale, de construcții, lemn subțire, lemn gros și lemn de foc. În ceea ce privește lemnul care o să fie scos la licitație anul acesta pentru agenți economici, per total, până în momentul de față, care sunt marcate și sunt pregătite și se lucrează la la întocmirea PV-urilor și a autorizărilor și așa mai departe, lemn pe picior, vorbim aici de 16.441.000 de metri cubi de lemne anul ăsta, având în vedere că de anul trecut a rămas dobărăturile care n-au fost exploatate. Aici, la prețurile la lemnul în picior, adică care o să fie scos la licitație, pornesc de la 90 de lei, 100 de lei, 160, 180, 200 de lei, maxim 200 de lei per metru cub lemnul licitat. La populație, acolo cum am și discutat, sunt prețurile mai scăzute ca să aibă să fie mai accesibil pentru oameni. Prețul încep de la 81 de lei și ajung cel mai scump, ajunge la 118 lei. Dar bineînțeles, aici trebuie să mai adăugăm TVA-ul și trebuie să mai adăugăm exploatarea, care costă destul de mult, exploatarea lemnului pe rampă primară sau în depozit. Cam despre asta este vorba cu listele de cantități. 81 lemnul de foc? Nu. Per total, din care se sortează lemnul de foc, lemn subțire și lemn gros. Lemnul de gros, să înțeleagă toată lumea, de aia este mai scump ca lemnul de foc să rămână la 60 de lei. Nu este plătit nici măcar exploatarea. Dacă să-l ajutăm oamenii din comună, am lăsat așa. Și bineînțeles, lemnul bun trebuie să fie vândut cu un preț mai mare. Ca per total, prețurile ăștia să iasă, că altfel nu poate, trebuie să aibă și ei justificare pe ce bază și cum îl dă. Să nu lucrez în prețuri. Da. Să punem la vot cine este pentru. Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumim. Proiect de hotărâre din 22.03.2021 privind aprobarea cheltuielilor cu muncitorul zilier pentru activitățile de împădurire efectuate de către
RPL Ocolul Civic Gimeș Făget era în anul 2021. Și aici putem să discutăm numai un pic. Din păcate, nu am zis și să cetățenii ar trebui să știe că domnul șef de ocol ar trebui să fie aici să prezinte toate treburile astea, dar având în vedere că a ajuns niște musafiri de la Comănești, de la Bacău, adică niște oameni de la instituții ale statului, trebuia să plece, nu a putut să vină înapoi și atunci o să explicăm despre ce e vorba. Aici este vorba de zilierii care o să angajeze ca zilieri pentru împădurirea de anul acesta. Este vorba de un quantum de 190 de lei pe zi per persoană. Asta înseamnă brutul. O să ia în mână undeva la 125 de lei netul. Că la 190 de lei trebuie să plătești impozit la stat și restul o să ia în mână. Dar în mână să înțeleagă toată lumea și mai ales acum cu ocazia asta să zicem la oameni, cine este interesat și vrea să meargă la lucru, poate să înscrie la ocol, la pădurar și așa mai departe, primesc 125 de lei pe zi pentru împădurire. Câte locuri sunt propuse? Păi nu sunt propuse... Să dea Dumnezeu să avem destul mulți oameni ca să nu trebuiască să aducem din altă parte. Că știm foarte bine și anul trecut a fost adusă din alte comune, că noi aici nu am găsit. Da. Înțelegeți? Și știm foarte bine că cărau cu mașinile din altă parte, că noi aici noi nu am găsit oameni ca să meargă la lucru. Eu cred că este destul de... bine plătit. Acum, bineînțeles, asta e sezonier, dar 125 de lei să iei mână pe o zi, adică pe 10 ore. Cu ajutoare sociale aici, foarte bine s-au putea să se ducă. Sunt nu puțin. Aștepte... Nu au dreptul. Nu au dreptul. Dacă lucrează pentru bani, automat... Ajutorul social nu poate să meargă, deci asta e clar. Da. E vorba despre persoane dornice de muncă care poate să presteze... Deci, ideea e că trebuie făcută publicitate pe tema asta, să se pună când să facă, adică când să așteptați oamenii pentru ca să sape. După ce se votează, automat să se pună pe site, pe pagina de Facebook, a ocolului și așa. Ocolul trebuie să anunțe ocolul, că el este el de lucru, să anunțe frumos, dar acum, cu intermediul, ca în vedere că e filmat și ședința, oamenii din comună poate să audă că poate să meargă să se înscrie. Poate să se fie informați, ca să știe. Da. Dacă mai aveți ceva de adăugat, să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumim frumos. Următorul. Proiectul de hotărâre din 2403-2021 privind aprobarea diminuării prețului de valorificare a materialului lemnos care poate fi vândută direct de către Regia Publică Locală Ocolul Silvic Gimeș Făget către persoane fizice ce dețin autorizația de construcție. Aici eu am venit cu inițiativa, a mai fost ăsta un proiect de hotărâre pe anul 2019, dar ăla era expirat. Și acum am venit cu un alt proiect de hotărâre privind autorizația de construcție pentru case. Este vorba de maxim 50 de metri cub de lemn. Bineînțeles, omul dacă vine cu autorizație are și un proiect lângă el. Și trebuie văzut ce cantitate de masă lemnoasă prevede proiectul respectiv pentru acoperiș. Dacă necesită 30 de metri cub de lemn, atunci se dă 30 de metri cub de lemn și plătește jumătate din valoarea lemnului. Dacă necesită 40 de metri, atunci 40 de metri se dă pe baza unui deviz ce din proiect. Încă lângă el am zis să mai băgăm și pentru șură, pentru anexe șură, care are autorizație de construcție, maxim 30 de metri cub, tot așa, dacă e maxim 30 de metri cub, atunci 15 se plătește și cealaltă 15 rămâne ca ajutor din partea UAT-ului și din partea Consiliului Local. Și încă unul pentru garduri. Am băgat și pentru carduri, că având în vedere toată lumea a construit în comuna noastră ce a vrut și când a vrut și unde a vrut. Avem probleme destul de mari cu gardurile.
toată lumea a pus imediat, nu putem să intrăm nici cu o mașină de pompier, nici cu o mașină basculantă, nici cu excavatorul, că toată lumea a pus gardurile și a îngustat drumurile. De acum încolo trebuie să înțeleagă toată lumea că orice gard lângă drum se face să vină să ia autorizație și atunci o să fie ajutați cu 10 metri cub de lemn care trebuie să plătească 5 metri cub de ier. Și cred că este un ajutor destul de frumos pentru oamenii de aici și poate să ceară că nu costă o grămadă de bani o autorizație pentru gara. Și încet, încet să facem cât de cât să fie mai largi ulițele noastre, că în momentul de față, domnul viceprimar, cu ajutorii sociali care lucrează, umblăm cu căruța și strângem gunoiul că cu altceva nu putem să intrăm. Și el a făcut, el merge peste tot, înțelegeți? Și ar trebui să luăm măsuri în ceea ce privește ulițele și gardurile respective. Dacă mai aveți ceva de adăugat? Da, eu vreau să vă întreb, se anulează hotărârea care a fost aia altă? Aia a fost valabilă doar pentru anul 2019. Deci a fost pentru anul 2019, păi da, vreau să-ți spun. Da, bine. Vreau să spun unul la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumim. Proiect de hotărâre 26.03.2021 privind accesarea de către RPL Ocolul Sivic Gimeș Făget era a sub măsuri 5 unul plăți pentru angajamente de sigur mediu. Aici este vorba de o subvenție de la APIA. Și prevede în felul următor, adică ce am înțeles, a venit domnul șef de Ocol cu propunerea și am zis că cred că este benefic. Este vorba de timp de 5 ani să luăm 100.000 de euro în fiecare an subvenție pe pădurea respectivă. Ei s-au uitat la Ocol și au... Știți? Da. 110. Da. Este vorba de 100.000 de euro subvenție. Dar constă în felul următor. Trebuie să aibă o zonă de liniște. Ce înseamnă asta? Înseamnă că din suprafața pe care o să bage la APIA, 20% trebuie să fie o zonă de liniște. Nu că nu se poate face lucrări acolo, se poate face lucrări, dar odată. Și ne-am uitat foarte clar că sunt unele locuri unde sunt, avem tineret, unde nu trebuie să faci 5 ani de zile nimica. Sunt unde sunt, trebuie să fie împădurite. Sunt unde deja tăierile care au fost prevăzute în amenajamentul silvic sunt definitiv evacuate, adică nu mai ai voie să faci timp de 5 ani nimic. Și nu pe toată suprafața, vorbim de partea cealaltă, adică jumătate din fundul forestier, undeva la 4.000 de hectare. Dacă luăm 20% din 4.000 de hectare, e 800 de hectare. Din 7.000 și ceva de hectare, 800 de hectare putem să băgăm în zonă de liniște și nu afectează nici comunitatea, nici oamenii de aici, nici agenții, nici nimic. Putem să facem un beneficiu și un profit de 100.000 de euro anual timp de 5 ani. Ce înseamnă partea asta de zonă de liniște? Zona de liniște, v-am zis, înseamnă să nu faci mai multe intervenții de o singură intervenție. Exploatare. Curățiri. Dacă ivește un vânt sau de genul, atunci poți să faci intervenții de genul ca să scoți lemnul respectiv de acolo. Dar am zis, e foarte clar și s-au uitat specialiștii de la Ocol, adică șeful de Ocol, așa zis, avem zona unde și așa nu putem să facem 5 ani de zile nimica. Nici intervenții, dacă a fost împădurit de acum 3-4 ani sau de acum acolo, care i-a propus și împădurit, dacă avem tineret unde nu poți să faci rărituri timp de 5 ani sau 10 ani, nu poți să faci și bagă zonele respective. Nu este obligatoriu să bagi zone una lângă alta. Da. Poți să iei deci pe bucăți. Pe parcele. Înțelegeți? Și atunci am zis că să facă proiectul de hotărâre, că zic că este benefic. În zonele respective se învecinează sau sunt cu proprietăți care par persoane fizice? Nu.
Nu. Bun. Că dacă ar fi, atunci ar trebui cerută și părerea de așa. Nu. Ce poți să intri în zona asta? Dar eu pot fond forestier și la aceeași, deodată și pășune, pe alte. Poftiți? Cum a zis? Nu are treabă. Ai altceva. Și așa n-ai voi da pe timp. Și pășune și fond forestier, în același loc. Nu se va. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Diverse. Luăm rând, eu zic din prima ce am la diverse și după aia putem să luăm la rând fiecare ce probleme are. Noi avem ideea, a venit cu idee de la Consiliul Județean Salamon spre județul Bacău cu ideea de a face niște trasee montane. Și am zis că o să facem, ei o să ne ajute, dar trebuie să pregătim un contract de parteneriat cu ei. Ce înseamnă asta? Ei o să autorizeze traseele montane, noi suportăm vopseaua. Și pentru asta trebuie un proiect de hotărâre. Avem de gând să facem 2-3 trasee. Dacă un consilier, cineva, crede că știe undeva o trasee frumoasă sau de genul, poate să vină cu inițiativa, îl arătăm când o să vină la fața locului, ducem unde este urcarea, unde este coborârea și ar trebui să facem cât mai multe trasee pentru turiști. Dacă sunteți de acord, să propunem pe ședința viitoare un proiect de hotărâre pentru colaborare cu Bacău, cu Salamon și de la Bacău. Dacă sunteți pentru treaba asta, în principiu. Dacă am pentru da. Noi aici a fost demarat o treabă cu dezvoltarea strategiei locale. Da. Și au fost prinși și dânsii atunci. Și de asta zic că dacă e nici nu se pune problema, eu zic că să faceți o invitație cu toți consilierii ca să vin și să ne punem părerea toți referitor la trasee, nu? Dar în principiu am întrebat acum dacă sunteți de acord că pe ședința viitoare să facem proiectul de hotărâre privind contractul de colaborare. Da. Trebuie hotărâre de consiliu pentru treaba asta. După așa. Aia, dacă avem hotărârea, atunci ne punem la masă, fiecare zice ideea lui, unde și ce trasee s-a gândit și atunci ne punem de acord câte trasee vrem să facem. Putem să facem și 10 trasee, nu e o problemă asta, numai să fie accesibile. Strategia de dezvoltare rurală mi se pare că e în ultima fază. Deci ori și cum veți avea să stabiliți o întâlnire cu toți consilierii. Și nu numai, că acolo sunteți mai mulți, parte de învățământ, adică și de la biserici, reprezentanții bisericilor. Și de asta zic că, pe lângă asta puteți să organizați și întâlnirea cu strategia de dezvoltare locală ca să putem discuta lucrurile și despre asta și despre altele. Bine. Asta era un punct și cealaltă puncte pe care am discutat, dar târziu a adus Cooperativa Carpatica, târziu a adus actele și nu am putut să pregătim proiectul de hotărâre, dar atunci eram de acord cu pivnița aia jos acolo și cu șura aia să pună la punct și cu să dăm în contract de comodat pentru folosință. Am ridicat acum problemă că am adresa și o să vi pregătesc proiectul de hotărâre pe ședința viitoare și dacă sunteți de acord să facem proiectul de hotărâre. Bineînțeles, atunci decidem dacă vrem sau nu vrem, dar în principiu, a mai fost deschis. Da. Și eu așa zic. Eu atât am avut, domnul președinte, puteți să luați la mine. La diverse, dacă are cineva de spus, domnul Tancov? Nu. Domnul Tancov. Domnul Neau? Proiectul Bolovării, ce să știi de el?
Proiectul Bulămâniș este la CNI. Așteptăm finanțare. Momentan, finanțările nu sunt pornite pe drumurile. Noi, ce trebuia să facem până acum, suntem la zi, adică cu hotărârile respective, predare, primire, schimbare, deviz, quantumul CNI-ului și așa mai departe, trebuie să așteptăm un pic. Lucrăm la el. Momentan nu pot să vă zic că uitați, acum o să fie semnat contractul în iunie. Nu știm încă pe capitolul de drumuri, încă acolo nu au fost alocate fonduri. Dar sperăm și am speranța și cred că oricum de din toamna asta o să avem fonduri, că o să intre banii aia de care tot vorbește România, că primim de la Uniunea Europeană și atunci o să de... Momentan nici o axă nu este deschisă unde pot să, de exemplu, să iau de la CNI și să pun undeva altundeva pentru finanțare. Nu este momentan deschis nimic. Înțelegeți? Dar sperăm că o să fie și atunci ne apucăm, că mai avem proiecte, o să avem pregătite vara asta mai multe proiecte, nu numai Bulăvănișul, o să avem, am zis, aproape 6 km de ulițe, o să avem canalizarea pornită, extinderea pe și așa mai departe, avem o grămadă pornite, dar așteptăm să vedem unde putem să depunem proiecte. Da, mulțumesc. Domnul Păinean? Da, ce vreau să vă întreb, cum stăm cu proiectul, adică nu e al nostru, dar e vorba despre Trotuș, că a fost întâlnirea aia în care am o plăcere de a avea cu domnii miniștri și vreau să știu dacă la nivel de Bacău s-au făcut pași. Așa cred că s-au făcut. Ultima dată ce s-a discutat, așa au zis că în 2 luni de zile se apucă. Sperăm că nu o să fie numai promisiuni. Sperăm că se apucă. Așa era, că era bătut în cui, aia 6 milioane de lei, o să facă aia 1,5 km de dig la pe totuș, unde avem probleme în fiecare, aproape fiecare. Că au fost promisiunea atunci, da. 2 luni și... Da, dar știți că dumneavoastră ați fost aici, cum ați și zis, când o întrebat domnul ministru pe domnul director din Bacău, aveți întâmpinați ceva probleme pentru autorizații? El a zis nu. Și în cât timp o să ajungeți ca să le aveți pe toate? Și el a zis, în 3-4 săptămâni o să le avem. Deci, aia a fost clar. De asta am și întrebat, da, ca să știe și oamenii. Dar înseamnă că n-ați fost atent atunci, că asta... Nu, am fost atent. Ideea e că am fost atent, nu m-am întrebat adică în ce stadiu sunt promisiunile respective și ideea e ca să știe și oamenii că se vor, ne vom, exact, apuca de treabă. Da. Adică se vor apuca, se vor apuca, că e vorba, da, de apă rău. Domnul Sucer? Domnul Ieșan? Da, asta, trebuie ca problema gumară care se aruncă în Ioarbea Pârâului. Eu vorbesc de la capătul satului Bolomiș până sus, până la culmea cu Răditișul. De-a lungul Pârâului, de-a lungul drumului, e ceva... Mizerie, nu? Mizerie, Doamne, trece ce pe acolo. Chiar am discutat cu domnul viceprimar să vedem cum putem să facem. Acum, pe 24 aprilie, dacă nu mă înșel, nu? E ziua Pământului. Și ar trebui să facem un program, să includem, să cerem ajutorul și de la școli, să fim implicați toți consilierii, să facem câte o echipe, avem mănuși, cumpărăm saci de gunoi și în ziua Pământului să facem o acțiune de strângere a gunoaielor. Și de pe Bolovăniș, și de pe Tărăuș, și de pe Totruș, de unde putem. Măcar cât putem într-o zi. Dacă, bineînțeles, dacă și școlile o să ne alătură cu copiii, în aer liber putem să organizăm câte 10 persoane, 15 persoane, ca să nu fie problemă cu pandemia. Măști avem, fiecare pune mască și așa mai departe, și să facem o acțiune de genul ăsta. Chiar vrem să facem. Eu înțeleg, strângem acum, dar ceva pe viitor. Pe viitor, da, corect. Strângem acum și pe viitor. Pe viitor o să, deja am vorbit și așteptăm să vedem când fac pancardele. Da. Ne-am uitat pe lege să vedem care este cuantum amenzii, da, și cine nu o să respecte treaba asta o să ia amendă. Nu de altceva, dar vine primăvara și ca de obicei oamenii curăță pomii. Unde, de la deal de ultima casă, lângă drumul, descărcăm și sunt munți. Munți acolo, da. Noi la locul lui, bineînțeles.
Asta e. Asta, asta mă. Bine. Domnul Vice, dacă nu aveți încheierea ședința în ziua de astăzi, vă mulțumim frumos.